Și bine ați venit cu drag la Prof. Nicu, probleme de matematică la geometrie. Da, dragilor, cu drag, așa cum spune Adi, la Prof. Nicu voi alergați cu drag, așa cum și se întâmplă și cu prietenii noștri care nu au șansa să fie în direct, dar ei dau peste Prof. Nicu și privesc cu mult drag. Își fac tema. Te rog. Radical din 8. Deci radical din 8. Ori modul din minus radical din 2. Minus radical din 2. Plus minus radical, minus 2. Modul de minus 2. Minus 2 e modul. Așa. Da, minus 2. Asta modul de minus 2. Da, asta, domnule. Da? Atât? Da. Hai tu, Mirula, te rog să... Și egal cu radical din 8, ori radical din 2. Da, și radical din 8. Ori radical din 2 plus 2 plus 2 și egal cu radical din 16 plus 2 și egal cu 6. Și egal cu 4 și cu 2, 6. Și este corect. E corect, da? La sfârșit de alt rezultat și de aceea ia... Nu, da, nu, asta e prea banal ca să ne sperie. Deci minus radical din 2 în modul, radical din 2 nu e 1 supra, sau ceva dezgăit. Păi în modulul oricărei expresii, dacă zici modul din... La sfârșit de 0. Atenție, modul din. Deci dacă zici modul din minus 3x plus 7, dacă zici așa, da. Și noi am mai întâlnit da, așa, da, da. Înseamnă egal cu, cum zicem aici? Minus 3x plus 7. 3x plus 7. Minus 3x plus 7 da, egal nu, aici, cu... Aici, hai să zicem, minus 3 radical din 3 plus 7. Ca să fim concreți, să știm cât facem. Minus 3 radical de 3 plus 7. Odată egal cu e pozitiv sau negativ? Și odată... Păi nu, păi nu poate fi decât pozitiv sau negativ. Exact. Când am lăsat cu X acolo era un dubiu. E pozitiv, cum vreau să fie negativ. Deci 3 radical din 3. Haideți să-l introducem. Ia să-l radical din 3. Nu pornit. Deci, nu se aude, da. Cât e 3 radical din 3? Băgați-l pe 3 din afara radicalului subradical. 3 la 3, 9, 27. Radical din? 27. 27. Și pe 7 ăla? Ia faceți-l, băgați-l subradical. 49. Care e mai mare? Cu plus. Da. E pozitiv. Dacă e pozitiv, cât va fi rezultatul? Minus 3 radical din 3 plus 7. De atât rămâne. Da? Deci cât vine 3? 3 radical din 3? 3 radical din 3 plus 7. Rămâne 3 radical din 3. Minus 3 radical din 3 plus 7. Deci rămâne așa. Da. Rămâne așa, că ați constatat voi că este egal cu modul din minus radical din ori 3, 27. Da. Plus. Plus radical din 49. Da, da, da. Să vedem. Și atunci, între 49 și 27, mai mare 49. Care are plus în față. Care are plus în față și rămâne, deci, finalul minus 3 radical din 3 plus 7. De acord. Deci, la sfârșit vedea 0 și asta era... Și dacă aveam invers... Dacă mi-ar fi fost așa... Ia să luăm model. Minus 3 radical din 3 plus 2 egal este egal cu... Minus radical din 27 plus radical din 4. Adică dă cu minus. Ăla cu minus e mai mare. Da. Deci, atunci, egal cu... Schimbăm semnul în totalitate. Vine 3 radical din 3 minus 2. Da, bun, am înțeles. Deci 3 radical din 3 minus 2, că luăm cu semnul opus și schimbăm semnul tuturor. Și zi repede și pe cealaltă. Radical din 18. Ca la sfârșit. Da. Împărțit la radical din minus 2 în modul. Radical din minus 2 în modul. Așa? Nu, tot. Modul din radical din... Modul din radical din minus 2. Modul din radical din minus 2. Adică radical din minus 2, totul în modul. Ca mai sus. Deci minus așa. Radical din 2. Așa? Da. Plus. Minuna nu poți să scrii. Nu, nu, nu. Minus radical din 2 în modul. Minus radical din 2 în modul, domn profesor. Deci, nu zici corect, mamă. Minus, minus radical din 2. Și acum, așa, domn profesor. Modul, minus așa, în afara da. Radicalului, mamă. Modul. Când tu mi-ai pus să scriu radical din minus 2, eu nu pot să scriu asta. Ai înțeles? Minus era în afara radicalului. Radical într-un număr negativ nu există. Nu citea corect. Am înțeles. Și eu nu știam ce să zic. Și atunci am rămas blocat. Dar e împărțit acolo, dice, domn profesor.
Deci, radical din 18 împărțit la. Împărțit la. Nu? Miruna? Da. Așa. Plus radical din 5 minus 2. Modul din 5 minus 2. Radical din? Vai. Modul din 5 minus 2. Radical din? Modul din 5 minus 2. 5? Modul din 5 minus 2. Nu, de fără radical, domn profesor. Modul din 5 minus 2. Fără radical, de tot. Radicalul ștergeți. Așa. Modul din 5 minus 2. Modul din 5 minus 2. Sub același modul. Așa. Așa. 5 minus 2. 5 minus 2, da. Acum, ați înțeles. Da, așa e corect. Ăsta e exercițiu. Da. Păi egal cu. Hai să vedem. Radical din 18 împărțit la radical din 2 în 2. Deci radical din 18 împărțit la radical din 2 plus 3. Și egal cu radical din 9 plus 3 și egal cu 3 plus 3 și egal cu 6. 3 plus 3 și egal cu 6. 0, ia. Păi atunci a fost minus aici, mă. Dacă a fost minus aici, e altă poveste. Nu e minus. Este o greșeală a autorului, a manualului. Mamă, asta am zis și eu, măi mamă, deci, dacă dă 6, ce vrei? Deci, ceva a fiuit, domnul. Da? A căzut aici? Ceva. Nu, mai mult s-a auzit telefonul. Mai degrabă telefonul. Dar mai bine să verificați puțin. Da. Este bine. Gata, asta o putem vezi greșite la sfârșit. Da, și mai am o întrebare. Și mai are una. Să rog. Pentru voi, că vă dă test. Da. Aflați primele două decimale exacte ale numerelor. Aflați primele două decimale exacte ale numerelor. Două decimale exacte ale numerelor. Minus ale numerelor. Două puncte, da? Minus radical din 18. A egal cu minus radical din 18. Plus 5. Plus? 5. 5. Primele două decimale exacte. Da. Deci minus radical din 18, care face cât? Minus radical din 18. Păi 18 și 2 ori 9. Da, și egal cu minus radical din 2 ori 9. Plus 5. Și radicalul din fiecare este 9 din față 3. Din minus 3 radical din 2. Plus 5. Și egal mai departe cu. Radical din 2 trebuie să-l facem. Să-l calculăm cu 2 decimale. Corect. 1,41. 1,41 aproximativ, da? Da. Deci de ce spunem și noi? Aproximativ egal. Ia uitați-vă cum a spus. Da? Aproximativ egal. Da. Cu minus 3 ori 1,41 plus 5. Și egal cu? Stați puțin, deci noi când avem chestii genul radical din 2 îl ducem la 1,41? Păi asta înseamnă că îi stragi. Nu știu dacă ai, o să ai tot tipul radical din 2. Dar spui să ai radical din 17. Exact, îi stragi. Radical din 17 extragi face 4, cu decimale cele două. Exact, și iei două din ele. Da. Primele două. Deci, 20 mari. Și acum, înmulțim. Acum scriu egal. Minus 4,23. Deci, minus 5, 4. Păi, pe 3,412. Da, da. Eu sunt minus 4,23. Minus 4,23 plus 5. Și egal cu? Cât sunt primele două? 1,23. Primele două. 72. Și cât dă? 77. Dar de unde fata că e minus 4? Minus 0,77. Minus? Minus. Nu, e plus. 0,77. De fapt este vorba de 5,00. Minus? Minus? 4,23. 4,23. Și vrea primele două decimale. 7. 0,77. 7. 7. Da? 0. Și nimic, 0,77. Da, și care sunt primele două decimale? Primul două decimale? 7. Ălea sunt 7,7. Așa. Da, deci este 0,77. Deci faceți calculul până la sfârșit. Haideți să lucrăm fiecare câte unul, ca să vedem dacă înțeleg. Da. 6 radical din 18. 6 radical din 18. Adică. Eu aș mai să-l complic un pic. Deci facem așa. Aflați numărul B egal cu minus 3 radical din 18 plus
5. Deci, 18. Deci, tata e cu safir. Exact. Hai, vorbim ceva. Pe 18 scrim ca fiind 2 ori 9 ori scoate pe 9. Deci vine minus 3. Minus 3 ori 3. Adi, ce se întâmplă? Ți-ai schimbat atitudinea de dat? Atenție, mă. Minus 3. Așa n-aș putea să eu să dau ați la spațiu, nu știu ce. Dar trebuie lucrat. Minus 3 ori. Ori 3 radical din 2. 3 radical din 2. Plus 5. Pe minus 9 radical minus din 2. Plus 5. Și egal cu minus 9 ori 1,41. Minus 9 ori 1,41. Și aproximativ egal, nu? Aproximativ egal. Aici, aici tu, da? Când trec la 10 margine. Mm-hmm. Aproximativ egal cu minus 9,41 ori 1,41 plus 5. Și este egal cu 12,61. Egal aici. 12 ai zis? Da? 9 ori 1,41. Ah, o calculat. Dar 9 ori 9 ori 42. Deci da, 12, minus, virgulă, minus 12, 61 plus 5. 69. 69, da? Plus 5. Și egal cu Minus 7, virgulă? 69. Da, mai. Uh-huh. Primul de două. Și după virgulă. Ce e așa de greu? De decimale sunt cei care sunt după. Corect. După ce am vocal. Deci minus cât? 67,69. Minus 7,69. Păi ușor și n-ai știut să minus 5 așa. Ce? Radical din 18 plus 3, mai, dacă vreți să da. Minus 2 radical din 27 plus 10. Am putut acum. E cu minus în față? Da. Cu minus. Minus 2 ori 3 radical din 2 plus 10 ori 9. 3 ori 9. 9 iese de sub radical. Face 9 radical din 3. Nu, 9 iese, dar ce iese? Iese 3, radical din 9 va fi 3 și 2 ori 3, 6. Dar hai să vedem, luăm mai ușor. Minus 2, o radical din 9 ori 3, plus 10, da? Și egal mai departe. Radical din 3. Lasă să înțeleagă și ea. Egal cu minus 2 ori radical din 2 ori 3 radical din 3. 3 radical din 3. Adică 9 ăsta scapă și îi tăie 3. Și ori 2 face 6. Deci vine minus 6 radical din 3 plus 10. Și este egal cu minus 6 radical din 3 plus 10. Egal cu minus 6 ori radical din 3 cât? 1,73. 1,73, aproximativ. 1,73, da. Da. Deci 1,73 plus 10. Și aproximativ 6 ori 3, 18, pune minusul 18. 6 ori 7, hai, te rog. Aproximativ egal aici, foarte bine. Aproximativ egal aici, neapărat. Cred că mulți eu. Mulți ești acolo. 6 ori 3, 18, 6 ori 7, 42 și 1, 43. Lasă mai Adi calculatorul. Hai să mulțim aici. Că dacă azi nu mulțim, mâine nu mulțim, când ești pus în situația să o faci, nu mai faci.
ce e atâta comoditate astăzi pe tine? Nu știu, nu te înțeleg. Deci 6 ori 3, 8. Spui 6 ori 7, 40 cu 43. 6 ori 6 cu 4, 10. 10,38 plus 10. Și este egal cu minus 0,38. Și primele două decimale? 38. 38 sunt primele două decimale. Cum o s-o cerut acolo? Hai, da? Dragă. Putem să facem una o cale de trage a algoritmului? De extragerea radicală. Să ne amintim din nou, da? Ia să vedem. 3025. Deci radical din 3025. Adi. Să spui că domnul profesor. Da, Adi, te rog. Cum procedăm? Păi, le grupăm câte doi. Da. Deci, asta și asta. Da, și la prima grupă, cel mai aproape 5. Deci 5. Și acum 25. 5 ori 5 egal cu 25. Să scriem la sub 30. Da. 30 scăzut 25. 5. 5. Și 25, coborăm în grupa următoare. Așa, dublăm. Deci, 10. Dublăm pe 5 și zicem 10. Domn profesor? Da. 10. Nu, lucrează băiatul. Da. Are el. Dacă schimbă-se acolo, el lucrează. Bine. 10. Și punem o cifră. Înmulțită tot cu ea, să dea că mai aproape de... 525. Să încercăm cu 5. 5 ori 5. 5. Și arănici cea 5, 25. 7, 25 care e 0. Da. Și 5 ori 1, 5. 5. 525. Și cât e? 55. Am mers exact. Ordonat crescător numerele. Da. 3. Ordonat. Crescător. Numerele. 3 minus 2 minus 2 minus 2 perioada 3 minus 2 perioada 3 perioada 3 minus radical din 5 minus radical din 5 radical din 5 radical din 5 și radical din 10 radical din 10. Minus 2, minus 2 primul ștergeți-l și minus 2 perioada 5 am zis. Minus 2 perioada 3. Perioada 3. Bun, ștergeți minus 2. Nu, ăla nu este. 3, minus 2, minus 2 perioada 3, minus radical din 5, radical din 5 și radical din 10. Pe primul crescător de la mare. Deci crescător ce înseamnă? De la mare, crescător de la mic la mare. La mic la mare. Da? Hai să le aranjăm. Păi pe 3 îl lăsăm așa. 3 îl lăsăm așa. Să umblăm la minus 2 și 3 în perioadă. Păi minus 23 supra 9. Minus 23 supra 9. Așa vine, nu? Da. Minus radical din 5. Noi ce facem? Minus radical din 5 rămâne așa. Radical din 5 rămâne așa. Radical din 10 rămâne așa, da? Radical din 2, radical din 5. Radical din 5 este, da? Da. Radical din 2, radical din 5. Ei, între ăștia, între radical din 5 și radical din 10, se vede că este cel mai mare. E radical din 10. 10. Deci aici știu sigur că e bine, da? Da. Între minus radical din 5 și minus 23 pe 9. Acum o să amplificăm cu 3. Amplificăm cu 9 toate. Deci ca să fie peste tot același lucru, da? Deci, ca și cum am adus la aceeași unitări. Deci am venit 27, deci tot șirul cu 9. 27. Minus 23. Minus 9 radical din 5. 9 radical din 5. Și respectiv 9 radical din 10. Acum ordinea va fi minus 23
sau mate? Minus 2,5. Eu zic, Mirna, să tu ce propui? Să vedem dacă minus 23 e mai mare decât minus 9,9 radical. Deci bătălia este între ăștia, nu? Deci 27 este undeva mai în față. Ia să vedem unde s-a aflat 27. Hai să-l băgăm sub radical. Pe 9. Dacă vreți, da? Deci haideți să zicem, 27 lăsăm. Minus 23. Minus radical din 81 ori 5 ar fi, nu? 405. Apoi, iarăși, radical din 405. Și respectiv radical din 810. Așa cum am... Miruna, ca să ne apropiem cât mai corect, dacă ar fi o chestie sensibilă foarte tare, aș băga și pe 23 sub radical. Corect? Da? Ca să vedeți ca să mă duc. Exact. Deci, radical din 27 ar face radical din 27 la pătrat, dacă vreți. 27 la a doua. Apoi, minus radical din 23 la a doua. Minus radical din 405. Radical din 405. Și respectiv radical din 810. Și 27 la 2 ar veni 27 ori 27. Ia să vedeți cât face. 27 ori 27. Vă rog să-mi faceți voi calculul. Deci vine radical din 729. Apoi, minus radical din 23 ori 23. Face 529. Apoi, minus radical din 405. Radical din 810. Și acum puteți le ordona crescător fără nicio emoție. Da? Deci acum... Toate sunt sub radical, care cu minus, care cu plus. Ca și cum n-aș avea radicalul. Exact. Și minus 529. Minus 405. Bine, acum să vedem. Nu astea cu minus. Cum? Minus 405. Cel mai mic. Cel mai mic. De la 0 începe minus 1. Minus 529. Corect. Deci, minus 529, deci minus radical din 529, e mai mic, începe, mai mic decât minus radical din 405. Mai mic decât radical din 405. Mai mic decât radical din 405. Mai mic decât radical din 729. Mai mic decât radical din 729. Mai mic decât radical din 810. Și mai mic decât radical din 810. Ne facem unul? Sigur că da, da. Acum, Miruna, ne întoarcem la ce au fost ele. Că noi le-am așezat așa după ce le-am... Dar trebuie să le puneți cumva au fost date? Da. Noi le revenim la ce au fost date la început. Până corect. Cine e radical? Corect. Minus corect. Radical din 529? Radical din 27 la 2. Păi, ce număr este inițial? Ce număr a fost inițial? 27. 27. Da, 27 a fost. Nu? Minus 23 a fost. Minus 2, virgulă, perioadă 3. Așa. Minus 2, virgulă, perioadă 3. Ăsta este radical din 529. Dar nu înțeleg. Minus 2, virgulă, perioadă 3. Care e mai mic decât? Minus radical din 5. Minus radical din 5. Mai mic decât radical din 5. Mai mic decât radical din 5. Mai mic decât 3 și mai mic decât radical din 10. Mai mic decât 13, decât 3, mai mic decât radical din 10, da? Deci copii, după ce numerele acelea le-am reașezat și le-am văzut totul sub formă de radical, ne-am dat seama că asta este ordinea, am scris-o și revenim la ce a fost înainte, că nu așa trebuia să calculăm. Și ordinea între numele date acolo, sub forma aceea. Că ceea ce am făcut noi este în culise și ne-am și arătat că am procedat corect,
Este altă poveste, dar normal, în final, există așa, trebuie așa. Și, domnul profesor, dacă permiteți, eu le-a zice lor să le-a sugera să facă mai ușor, că poate așa se complică. Eu, de exemplu, am extras, am făcut algoritmul la radical din 5 și la radical din 10. Da. Am văzut că e 2,23 la radical din 5, că la radical din 10 e 3,3 și imediat l-am așezat. Și ne-a stat muncit foarte mult cu ei. De acord, de acord. Însă eu am mers pe chestia, dacă este o sensibilitate mare de decimale la ordinul 2-3 încolo, și tu ai mers cu decimalele numai la ordinul 2... Păi 23 nu mai putea să fie... Am înțeles. Numai eu m-am gândit la, la o situație alta decât asta de aici cu existența asta. Sigur că cei ce spui tu, Sigur că da. Eu vreau ideea ta, că este corectă. Da? Nu, vreau să vă arăt, și o altă, adică ca să mergeți mai repede, că aici sigur greșeau ei, nu băgau sub radical. Tocmai, dar dacă ar fi fost niște numere, urară, uite, am să dau așa, între minus radical din 5, care este 2, 23, minus 2, 23, și între numărul 2, 2, 4 în perioadă. Deci autorul poate să vină cu o șmecherie de asta. Da. Așa încât... Minus 2,244444444. Și eu acolo se sesizam că minus 2,23 și ce mai urma. Nu. Și acum să fiu și mai precis. Aici radicalul 2,23. Nu știu câte cifre urmează pe acolo. Eu n-am mai calculat-o că nu-mi trebuia, știi? Stai să vezi dacă mi-e trebuie acum. Da. De ce? E foarte sensibil. Dacă urmează aici 4, nu, hai să zicem, e 2,4, să spunem că ar fi radical 2,4. Mai calculăm. Și mai ai încă o cifră și mai mergeam. Și tu încă ăsta te apropie foarte mult decât să extragi radicalul acela cu decimale, atunci merg pe varianta asta de așezare, transformăm numerele periodice simple sau mixte în fracții și începem să comparăm cum am propus aici. Dacă însă ai o șansă, cum a fost, cum a fost în exercițiul ăsta, că a mers foarte... Eu acum justific o idee sau cealaltă. Da. Ideea care a făcut-o eu a fost pentru situația asta, când numerele ar fi fost foarte apropiate. Foarte apropiate și diferențierea nu se poate face finuț. Da, dar am observat că n-ar fi știut să introducă. Sigur că da, dar tocmai am câștigat foarte mult prin faptul că le-am readus în, sau am prospătat ideea de a introduce acolo și avea numerele acelea, deși a fost educativ. Dar acum să mă întorc la ideea care ai spus-o tu, ce numere, să le scriu încă o dată. Deci trebuie să, să ne orientăm în funcție de situație. Deci eu aici m-am orientat repede. Minus 2,33. Da. Da? 3,3,3,3,3. Bă, zic, bă, minus radical din 5. Asta trebuie să văd. Hai să devem scrim pe dată. Scrim și rum. Da. Deci minus 2,3. Da. Așa. Minus radical din 5. Acum eu le dau în ordine, știi? Minus radical din 5. Radical din 5. Că așa sunt lucrurile acolo. 3 și radical din 10. 3 și radical din 10, da? Și radical din 10. Dacă unde era neclar, vedeți? Minus radical din 5 cu radical din 10. Deci ochiul spunea să le așez urgent, așa. Exact. Radical din 10 e 3 și ceva. 3 și ceva. 3 este 3. Da. Radical din 5 e 2 și ceva. 2 și ceva. Deci ordinea era... Aici e minus radical din 5. Da, aici nu știai exact. Și între astea 2. Exact. Da? Între, că astea sunt negative, trebuia văzut. Astea 2 rămâneau. Și merge foarte repede. Asta vă răspund. Și atunci mai scriu o dată, minus 2,3 în perioadă și aici decimul este minus 2,23. Aproximativ. Aproximativ, da. Și cele două numere privite, minus 2,3 în perioadă, care înseamnă minus 2,3333, față de minus 2,23, se vede că asta e mai mic. Corect. Decimala asta, 3,3 față de 2, e mai... fiind numere negative, mai în stânga. Corect. Și atunci, tu reacționezi foarte repede și ai dat răspunsul la chestiune. Și merg mai departe, asta am vrut să zic. Se câștigă timp. Da? Da? Asta e fără discuții. Da. Față de ce am făcut aici... Ați muncit foarte mult. Da. Foarte mult, dar am avut multe chestii. Am înțeles. Mai ai una? Altă. Da. Minus 2.
Deci, să orientăm, să ordonăm, tot crescător. Da, da. Și tot varianta cea mai rapidă, dacă se poate. Așa, pe cea mai rapidă. Ce mai rapidă? Minus 2, da. Aoleu, Mirna muncește de nou. Minus 2, radical, dacă este o sensibilitate. Minus 2. Da, minus 2. Da. Radical din 3. Da. Minus 2, radical din 3. Minus 2, minus 2. Radical, radical din 3, da. Virgulă, minus 1. Da. Minus 1, virgulă, 7, în paranteză. Minus 1, minus 1 virgulă, virgulă, perioadă 6. Așa, așa. Da. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Și 2. Și 2. Deodată, vreau o ordine urgentă făcută de Adi. Păi acolo unde e minus 1, virgulă, perioadă 7, cu minus 17. Eu pot să dai eu o variantă urgentă? Te rog. Prima, minus 9 radical din 4. Minus 9? Minus 2, adică. Minus 2. Da. E mai mic decât? Mai mic decât... minus 1, virgulă, 7 în perioadă, nu? Deci tu? Radical din 3, zic eu. Radical din 3 cât face? Minus 1, 7, 7. Păi ăla și ăsta e minus 1, 73, radical din 3. Deci minus 1, 7, 7, 7 din nou obosesc. Și de acolo e minus 1, 73. Cum? A, tu, ea le-a introdus sub radical, cum ați făcut dumneavoastră prima dată. Păi, a zis, am zis varianta urgentă. Am zis varianta rapidă. Varianta urgentă. Minus 1,7 în perioadă. Deci minus 1,7 în perioadă. Minus radical din 3. Care este în mintea noastră minus 1,73, nu? Că asta este minus radical. Aproximativ, da. Aproximativ, mai mic decât minus 1. Care e mai mic decât minus 1. Care mai mic decât 2. Nu e adevărat, minus decât 2. Radical din 3. Care radical din 3 e 1,7. Radical din 2, care mai mic decât 2. Și am dat la varianta corectă. Da. Da. Și asta este ordinea făcută. Și rapid. Deodată. Gata asta e? Da. Păi, păi gata asta. Minus 2. E mai mic decât minus 1,7. În perioadă. Mai mic decât 1,73, că e un minus 1, aproximativ minus 1,73. Și 3. Chiar dacă fi 74 tot, până la 77, da. Până la 77 este da. Încă, ăsta e mai mare. Corect. Minus 1. Minus 1. Minus radical de 3 și minus 2. Și 2. Și 2. Și 2. Și 2. Radical de 3. Dar nu mai întâi minus radical de 3? Ar fi mai în față și cum ăsta? Păi nu. Păi cât e minus radical de 3? Minus radical de 3 e... Uite, așa scrie o problemă. Minus 1,73. Da. Și... minus 1,7 perioadă, minus 1,7777. Ei, dacă le compari pe minus 1,777 cu minus 1,73 și cel mai fie acolo, da. Care aici e bine, aici e bine, aici îți face departajarea. Și 7 ăsta, fiind cu minus în față, înseamnă că e mai în stânga. Cu cât e mai aproape de 0, cu atât numărul e mai mare decât... Da, mi-e dat radical din 3 pe loc cu 1, 2, 3, 4. Ce? Adică după minus 1. Păi de ce? Păi de acum, după. E minus 1,71, 73. Pentru că am făcut așa, radical din 3, l-am amplificat cu 9, că a fost cazul să amplific cu 9. Vedeți? Vedeți? Și mi-a dat 9 radical din 3, după care am făcut radical din 3 ori 81, că am băgat 9 sub radical și mi-a dat radical din 243. Și radical din 243... Deci vrei pe varianta cealaltă să vedem dacă nu este același lucru, nu? Acum apare o chestie care... Bun. Deci ar fi că minus 2, eu am să le las așa, minus 2, dacă e mai mic decât minus 1,7 în perioadă, care înseamnă 17 miliuna, nu? Supra 9, da. Nu? Minus 17 supra 9. Minus 17 supra 9. Mai mic decât... Mai mic decât 1, minus 1. Minus, tu vrei să lăsăm așa, mai mic decât radical din 3, miruna. Da. Ca să nu mă extrag, să nu mă merg pe partea așa aceea. Așa vrei, da? Eu zic mai mic decât minus 1 și tu spui că aici ar fi o problemă. Mai mic decât radical din 3. Și mai mic decât 2. Da, aduc pe 9, deci da, echivalent. Da. Minus 18. Minus 8, nu? Doar 9. Da, i-am făcut minus radical, minus 9 radical din 4. De ce? Și m-am transformat 2 radical din 4, nu?
Au băgat sub radical. Da, așa ai spus minus radical din 4. Minus nu radical din 4 de cadra, da? Da. Mai mic decât minus 17. Da. Mai mic, zicem noi, decât minus 9 radical din 3. Dar am aplicat 9. Da. Mai mic decât minus 9. Mai mic decât 9 radical din 3. Mai mic decât 9 ori 2. Și dacă vrei să introducem pe radicalul pe 9 în față, vine minus radical din 81 ori 4. 4 ori 1, 4. 4 ori 32. Minus 324. Corect. 17 ori 17. Dar de unde e minus 1 ăla de acolo? Care e minus 1? Care era acolo? A fost dat minus 1. Nu am minus 1. Minus 1 la etat de 7. Nu, dragă, n-ai zis. Ai zis minus 1. Toți am... Fără minus 1 atunci. Ai zis minus 1 la etat de 7. Dacă nu e la etat de minus 1. Exact. Atunci pe minus 1 îl șterg de aici. Și unde e minus 1 radical din 7? Că ai zis minus 1. Minus 1, radical, minus 1... Virgul în perioada 7. Da, minus 1 în perioada 7. A, deci fără minus 1. Da. Bun, ștergem și noi pe minus 1. Dar și ordinea e păstrată așa. Aceeași ordine. Da, deci o să ștergi ăsta. Ăsta să ștergi. Și mai mic așa, uite. Bun. Și ordinea tot se păstrează. Bun, și hai să scriem tot mai. Și avem minus 7. Deci îmi scriem ca radical din minus 17 la a doua... 289. Minus radical din 289. Da. Mai mic decât minus... Minus 81 ori 3. 3 ori 1, 3. 2 radical din... 27 este 3, 4, sau 3 ori 9, 27. Sau cât este? 3 ori 2? 81. Deci 81. Da, 81 ori 3, 3, 243. 243, care e mai mic decât? Radical din 283. Radical din 81. Radical din 81. Scrie acolo, minus 9. A fost minus 9 ăla din... Ah, bun. Minus... Deci, min... Așteaptă mie ăla. 9 ori 81 ori 3, fac 243. Da. Și mai mic decât radical din... 324. 324. Păi... Stai o secundă, dar de ce am vrut să scriu și așa? Păi mie așa mi-a dat. Păi cum așa? Adică așa. Păi așa e ordinea. Mai că nu le-ai mai așezat după aceea la fiecare la rândul ei. Și ne-ai amințit cu minusul 1. Tu trebuie să le scrii în varianta care au fost date ele în ordine, nu în varianta în care le-ai adus tu. Deci după ce ai așezat așa, revii da. La ordine. Asta de aici. Ca și să acum fie... minus radical din 324, cine? E minus 2. Sigur că da. Deci trebuie revenit... Ai înțeles? Minus 2, minus 1, virgulă, perioadă 7, minus 1, minus radical din 3, exact cum am pus noi. Hai, nu mai era minus 1 ăla, domn profesor. Da. Vedeți? Da, radical din 3 și 2. Da, deci trebuie și este așa, da? Și ce nu ți-o dat ție? Am zis că... Radical din 3, ți-l o dat al 4-lea. Păi da, tu ești de vină că nu mi-ai dictat ca lumea. Ai zis și un minus 1 și am înțeles atât ca domnul profesor. Gata, hai să facem la geometrie. Cei lămurit, nu sunteți atenți, trebuie să lucrați mai mult, 38, dacă vreți să știți. Adică zintema. Zintema atunci. La 146. Tudor, lipsește că sâmbătă a dat mașina da. Peste bunicului. Cum? Tudor. Da. Lipsește că sâmbătă a dat mașina peste bunicului. 7-8. A dat cineva pe, nu? O mașină și l-a omorât. Aoleu. Aici în Bacău sau? Da, chiar la... n-a traversat pe trotuar de pieton. Ah, ah. Chiar la policlinica pentru copii în față. Nu știu cum, că n-am fost acolo, doar că am uitat el pe Facebook. Era foarte mult. Hai ziceți ce problemă. 7-8-9. În triunghiul ABC, 7 de la pagina 146, deci de ce în triunghiul ABC? ABC, oarecare. AD, bisectoarea unghiului BAC. Ipoteza. A, B, dacă este, nu? ABC, triunghiul ABC, AD, da. Bisectoarea unghiului
bac. D aparține lui BC. Dacă AB e egal cu 20 cm. 20, da? Da. AC e egal 30 cm. BC e egal 25 cm. E aparține lui AB, dar fără paranteze, astfel încât unghiul BDE congruent cu unghiul BAC. Să aflăm în concluzie perimetrul triunghiului BED. Deci perimetrul triunghiului BED egal cu 5. De ce facem? Deci nu mă întâlnia pe ceva de care. Triunghiul A, B, C. A de bisectoarea. Deci unghiul parte în două. Ce știi despre bisectoarea unui? Când parte unghiul în două unghiuri congruente. Altceva. Că orice punct de pe bisectoare este egal de pătat de capetele și că A... Este de... egal... Deci nu mă Este egal de laturile unghiului. Trebuie să înțelegi dacă e un punct aici, deci perpendicular și perpendiculare. Unghiurile acestea sunt drepte, deci distanțele acestea sunt egale. Altceva, altă proprietate? Că AB supra AC egal cu B... Așa, și în parte latura opusă, deci trei lucruri de ai, că ai zis bisectoare. Unghiul în două părți, în parte latura opusă în segmente proporționale cu latura care formează unghiul. Punem acolo râd. D. Da? Și deci ar fi că A, CD supra DB egal cu AC supra AB. Asta când am zis bisectoare. AB 20, AC știi dimensiunile. E aparține lui AB. E pe AB, adică pe toată dreapta asta. Nu am spus că e pe interior, e pe dreapta asta. Deci punctul e, îl duce, îl fixăm așa, pe dreapta, dar nu oricum. Cu ideea că unghiul BDE, BDE, deci BDE să fie cât bac, cât am. Deci BDE, iată, iată, l-am fixat pe E, cât unghiul de aici, să fie cât ăsta de aici. Deci unghiul ăsta egal cu unghiul ăsta. Se cere perimetrul triunghiului BED. BED. Deci s-a făcut perimetrul. Băie. Asta. Da? Noi știm că GD supra DB e egal cu AC supra AB. Deci să scriu. Fiind energie prin rezolvare, da? Da. Demonstrație. Sau demonstrație. Demonstrație. Cum AD, AD bisectoare. Bisectoarea unghiului. Bac. Rezultă că E, D, B, cu... Dacă e A, D bisectoare, ce se întâmplă? Deci, E... Atenție! Deci, A, D bisectoare pentru ce? Da. Pe A. A, D... Păi, nu e A, D. Un pic, A, D. Lasă, nu pune presiune, că nu e bine. Deci, am spus mai devreme. E bisectoarea în parte latura opusă, în două segmente, ele proporționale cu laturile care formează unghiul. Deci CD supra DB. CD supra DB. CD supra DB egală cu... AE pe E. Nu! Păi în parte, deci bisectoarea în parte latura opusă, sunt două bucăți, asta și asta, care sunt... Astea
raportul lor e proporțional cu latura AC supra AB. Cu laturile care formează unghiul. Ce deci, de B? Deci, Anca, trebuie teorema asta știută. Când ai zis bisectoare, împarte unghiul, două unghiuri congruente, unghiul ăsta cu ăsta congruente. Orice punct e la egală distanță de laturi și, în plus, latura opusă este împărțită de bisectoare în două segmente. Segmentul ăsta, adică punctul D împarte în două, CD și urmă DB. Dar nu sunt probleme. CD supra DB face cât AC supra AB. Da? Egal cu AC. Asta trebuie să zic. AC supra AB. Bun. Am scris teorema bisectoare. Ce încede să aflu? Perimetrul triunghiului BAD. Ca să aflu perimetrul triunghiului BAD. Cu cine este egal perimetrul? Hai să scriu. Perimetrul triunghiului BAD. AD egal cu cine? Cu, ce înseamnă perimetrul? Cu BD plus DE plus EB. BD plus D. BD plus D. D-E. Și plus E-B. Da? Da. Ce știm și ce nu știm de acolo? Un pic, Mirna. Știm... Hai să organizăm ideile. Știm B-D-O. Unde știm? Ba... știm că... Da. Nu știm niciuna. Păi îl aflăm acum. Păi dacă avem acolo că cât de plus... Cât de plus D B supra D B egal cu A C plus A B supra A B. Deci putem din proporția asta să obținem o proporție derivată. Deci de aici, putem aduna, noi avem pe DB, hai să adunăm numitorii la numărători. Numitorii, da. Da? Și zicem, CD plus DB. Supra DB. Totul supra DB. Egal cu AC plus AB. AC plus AB. Supra AB. Totul supra AB. Adică BC supra... Un pic, lasă-mă ca să pot să țin în mână lecția. Deci, Anca și Coate. Am scris teorema bisectoare. Da. Imediat m-am întrebat. Ce îmi cere problema? Perimetrul. Uh-huh. Dacă îmi cere perimetrul, ce înseamnă? Suma laturilor răsturnate. Dar de ce am făcut proporția asta? Pentru că aveam nevoie de DB. Uh-huh. Când intră DB aici. Da. Măcar una s-o aflu. Și atunci am zis. CD. CD plus DB. CD plus DB egal cu BC, adică 25. Deci 25 supra DB egal cu AC. AC plus AB. AC plus AB e tot triunghiul. Cum AC, latura AC o știm, 30. AC 30 plus 20. AB care e 20. 50. Supra AB care este 20. 20. Și echivalent. 25 supra egal cu 50 supra 20. 50 supra 20, simplificăm prin 10 și egal cu 5 pe 2. Da? De unde e D blanca? Va fi egal cu? Egal cu 2 ori 25. 50 supra 5. Da? Și egal cu 10. Deci DB egal cu 10. Și aflat pe DB 10. Bun. Dar mai avem nevoie și de DE plus EB. DE. Dar tocmai... DE. BD. BD la capăt. BD. Așa. Noi am aflat pe... BD. 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 Asta este 10, da? Da, acolo. Bun. Pe DE. DE și EB nu le știm. Nu. Dar nu știm că A e supra EB? Sau A e plus EB egal cu tot AB? Păi da. Este adevărat că A e plus EB face cât AB. Dar unde să folosim asta? Când avem nevoie de DE și de EB. Atunci ne uităm în ipoteză. Nu degeaba autorul zice, este astfel luat încât BDE să fie cât BAC. Da, BDE să fie cât BAC. BED poate fi asemenea cu BAC? BED
cu B, la cât, numai dacă ai motive. Ai să te plasezi într-unul de cazuri. Da, am două unghiuri. Care unghiuri? Aia de B cu... Adică unghiul B e comun. Comun. Da. Deci B este și în triunghiul mare ABC. Este și în DE. Da. Și mai avem unghiul D congruent cu A. Asta e. Fiindcă cele două triunghiuri de două unghiuri congruente, din cazul acel de asemănare, primul caz de asemănare, triunghiurile sunt asemenea. Deci, vom spune. Cum vă spune, Anca? Fie triunghiul. B e D. B e D. Și triunghiul. A, B, C. Da? Acolade ele au. Unghiul B comun. Da? B comun. Și B, D, E. Și B, D, E. Măsura unghiului D. Măsura lui B, D, E. Măsura lui B, A, C. Egal cu măsura lui B, A, C. B, A, C. De unde? De ipoteză. Acolată, din cele două lucruri, ce le să? Că B, E, D și A, B, C sunt triunghiuri asemenea. Deci din aceste două reiese că triunghiul luat în discuție, triunghiul B, E, D este asemenea cu triunghiul A, B, C. Și fiindcă asemenea, îți permis să scrii raportul de asemănare, adică la numărător fixez laturile unui triunghi, iar la numitor laturile celelalte. B, E, D. Deci, la numărător, B, E, D, da? B, E, D. Supra. A, B, C. Și atunci, două puncte. B, E, E, B, E, egal cu E, D. Egal cu B, D. Egal cu B, D. Și B, E, P, A, B. B, E, P, A, B. De ce am ca B e scoară? Pentru că unghiul... B, E este... Cine se uită în triunghiul B, D, E? D, O. Dar D, O e congruent cu A, O. Atenție. Spre B, E, ce unghi se uită? D, O. D, O. Unghiul D cu cine este? Cu A, cu tot. Spre A, cine se uită? C, B, D. Supra B, C. Da? Supra B, C. Deci, din triunghiul ABC, supra BC, BE, supra BC, egal cu ED. ED, unde ED? Se uită unghiul din B, care unghiul din B e comun, care se uită spre AC. Supra C. Egal cu BD. Se uită unghiul din E, iar unghiul din E e cât ăla din C, altfel. Da. Și atunci vine supra AB toate. Da. Deci unghiul ăsta privește spre DB. Dar unghiul de aici este cât ăsta, chiar al treilea unghi? Da. Este spre AB. A, B. Echivalent cu. Și acum scriem ce avem ca mări. B, E, știm? Nu, B, E, nu. Nu, scriem B, E. Supra. Supra 25. Supra 25. Egal cu D, E. D, E am aflat, nu 10. Supra C știm, 30. Supra 30. Și egal cu ED care nu știm, supra B care știm, 20. ED spre 20. Și 10 cu 30 simplifică prin 10 și o să mai mărut pe 3. Da. Și o să avem că de 3 ori ED egal cu 20. Adică ED va fi egal cu 20 pe 3. ED va fi egal cu 20 ori 1, 20 pe 3. Așa, și BE va fi egal cu 25 pe 3. BE egal cu 25 pe 3. Sper că ați înțeles de ce, da. Pentru că da, apare da, raportul acela comun. 20 plus 20. Și acum zice perimetrul BDE. Da, perimetrul triunghiului BDE. Va fi egal 20 cu pe 3 plus 25 pe 3. 20 pe 3 plus 25 pe 3 plus 10. Amplificăm 10 la cu 3. Da. Și o să avem că egal cu 20 plus 25, adică 45 plus 35 plus 30. 75 pe 3. Și atât. Și se simplifică 75 cu 3? Da, da. 75 12 și face 25.
25 de centimetri, dacă în centimetri s-a lucrat și în centimetri s-a lucrat. Nu uitați de la șișer. Hai să ne uităm totuși ce a fost aici, Adi. Acolo, teorema bisectoarei. Da, două lucruri. Teorema bisectoarei și să descoperim cele două triunghiuri. Da, asemenea. Asemenea. Adică să ne plasăm într-un caz de proporțional, caz de asemănare. Două unghiuri, cel mai frumos, două unghiuri congruente să fie, da? Și atunci totul a mers foarte rapid. Și a fost o capcană foarte mare, că eu la atât dacă aveam greșeam, vă spun sincer, și eu încă așa, Adi. Pentru că acolo aveam... Eu acolo cu triunghiul asemenea. Unde am scris raportul, da, că noi suntem obișnuiți să facem... Sigur că da. Vedem după BG. Da. Deci eu de ce mă strădui și vă spun de fiecare dată? După unghiuri fac asta. Eu ce fac? Fac ordine, nu? Și spun, băiedă, sus, jos, nu știu, ale celuilalt unghi. Și l-am spus la altul cele trei. Iar jos, ca să-mi iasă treaba, să nu greșesc, cum spunea noi. Imediat, băie, băie, este în triunghiul BDE, cum știu, în triunghiul băiedă, băie, spre băie se uită unghiul ăsta cu albastru. La unghiul cu albastru e ăla de acolo, e triunghiul mare. Și ăla mă trimite spre latura CB. Și atunci i-am spus CB sau BC. Da? Pe urmă, ED. ED e privit de unghiul B. Unghiul B e comun. El aruncă privirea în triunghiul și altul supra AC. Și pe urmă vine a treia latură, de a treia latură. A treia latură a e fost ED. ED. Sau cine este a treia latură? BD. BD. Da. BD și a treia latură din triunghiul mare este a B, care n-a fost luat în seamă. Voi aveți reflex în asta, spune. E B supra B. Dar asta este adevărat că e paralelă. Exact. Da, dar aici a fost antiparalelă. Se cheamă asta antiparalelă. Da. Antiparalelă. Antiparalelă. Deci este o dreaptă, nu-i paralelă, ci este antiparalelă. Da? El s-ar intersecta foarte repede. Da, să vedem ceasul. 57. 57, ok. Tot era 146. O primă. Și așa.